Cu slava lui Dumnezeu și întinderea lor de la un capăt și până la celălalt al pământului mărturisesc acest lucru. O zi istorisește altea. O noapte dădește de altea și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte ale cărui sunet să fie auzit. Dar în dimineața aceasta au ajuns până aici. Și în dimineața aceasta vedem că slava lui Dumnezeu s-a întins și peste noi. Și binecuvântarea lui în dimineața aceasta a fost peste noi, de aceea merită ca din toată inima împreună să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus și puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. În ziua aceasta suntem într-o zi de sărbătoare. Și cineva poate va spune, dar ce sărbătoare așa deosebită? Eu vreau să vă spun că Biblia declară și spune lucrul acesta, că atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu și recunoaște pe Dumnezeu și se predă în brațul Lui, Dumnezeu declară o sărbătoare în ceruri. Și îngerii se bucură de lucrul acesta și dacă în ceruri este sărbătoare, am vrea ca împreună și noi să avem această sărbătoare și să ne bucurăm împreună. Pentru că cinci tineri aici s-au hotărât astăzi ca să încheie un legământ cu Dumnezeu și prin aceasta să facă o juruință de slujire, de încadrare în lucrarea lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta am auzit și am luat aminte la cuvintele care se vorbea și spunea, din ceea ce spunea împăratul David, păzește pe robul tău de mândrie, ca să nu pună ea stăpânire și să nu fiu vinovat de păcate mari. Iubiții noștri, mândrie este un păcat mare sau mic? David spune că este un păcat mare și el vrea să nu fie vinovat de acesta. Și mândria aceasta, de multe ori, și în fiecare zi o putem vedea la oamenii din jurul nostru, dacă nu la noi, sau poate de multe ori o vedem și la noi și nu este bine, este păcat, iubiții noștri. Ne putem mândri cu orice lucru care ne stă la îndemână și mândria aceasta ne pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. De ce? Pentru că este păcat. Și ne putem mândri, iubiții noștri, unii se pot mândri că mașină ca mea n-are nimeni, alții se pot mândri frumusețe ca mea n-are nimeni, alții se pot mândri înțelepciune ca mea n-are nimeni, alții de aici se pot mândri bani ca mine n-are nimeni, alții se pot mândri familie ca mea n-are nimeni, copii ca mei n-are nimeni. Și iubiți noștri, aceasta este mândrie. Aceasta este un lucru care este păcat înaintea lui Dumnezeu. De aceea ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu și ne ridică în dimineața aceasta mintea și cugetul nostru spre smerenie, ca să ne putem apropia de Dumnezeu. Amin. Vedem aceste cinci tineri care astăzi sunt pline de emoții. Știu lucrul acesta, că am fost și eu cândva pe un astfel de scaun și eram plin de emoții și mă gândeam cum va fi până la sfârșit. Dar eu aș dori ca aceste emoții să rămână toată viața lor. Și atunci când vor vrea să facă ceva nepotrivit lui Dumnezeu, emoția aceasta să rămână memorabilă, memorată în viața și în ființa lor, ca să înțeleagă că Dumnezeu este Cel ce veghează și Dumnezeu veghează și asupra lor. Juruința aceasta, iubiții noștri, nu este de căpătenie, nu este de căpătâi. Nu rămâne doar aceasta o garanție. Aceasta este prima garanție care, dacă vreți, pentru încadrarea și intrarea în Împărăția lui Dumnezeu este botezul în apă. Dar apoi, cea mai importantă calitate care trebuie să fie, este pocăința. Apoi, după această pocăință, după pasul acesta, este smerenia, iubiții noștri. După smerenie este căutarea de cuvântul lui Dumnezeu și adevărul Lui, ca să trăim cu adevărat ceea ce vorbim, ceea ce auzim, ceea ce știm și ceea ce cunoaștem. Și dacă facem lucrurile acestea, iubiții noștri, avem în noi nădejdea aceasta, Hristos în noi nădejdea slavei, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Vedem în dimineața aceasta, era citit cuvântul aici din Matei, capitolul 3, acolo unde spune că Domnul Iisus, într-o împrejurare, nu a alarmat, sigur că nu s-a dus să facă catecheze Ioan cu el, nu s-a dus să facă alte pregătiri pentru lucrul acesta, ci doar Ioan era acolo, trimisul lui Dumnezeu, nu știm cine l-a botezat pe Ioan, dar el a adus această poruncă de la Dumnezeu, căci toți oamenii, ca să poată să intre în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fie botezați în apă. Și atunci Iisus, ca să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, s-a prezentat și el ca un tânăr înaintea prorocului Ioan și a venit acolo, s-a înfățișat ca să fie botezat. Și Ioan când l-a văzut,
O zis, cum? În loc să fiu eu botezat de tine, tu vii la mine să te botez eu? Și Domnul Iisus, în smerenia Lui, care îl arată cuvântul lui Dumnezeu în Filipeni, capitolul 2. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Totuși nu o socoti ca un lucru de apucat să se socotească de potrivă cu Dumnezeu. De aceea s-a sperit până la moarte și încă moarte de cruce. Și Dumnezeu îl înălța nespus de mult ca în numele Lui să fim plecați și noi în dimineața aceasta, ca în numele Lui să facem lucrările acestea care sunt aici și care le vom vedea în continuare. În numele Lui să facem toate lucrurile, pentru că Dumnezeu i-a credințat toată lucrarea Fiului slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. De aceea, prin smerenia Lui, Dumnezeu l-a binecuvântat ca să-și ducă lucrarea până la capăt și apoi să-i dea slava care o avea înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu să fie binecuvântat, iubiții noștri, El să binecuvânteze aceste tinere care astăzi încheie legământ în apă prin botezul care va fi oficiat în ziua aceasta, îl veți vedea cu toții și în continuare urmează pocăința. În continuare urmează calea către Împărăția lui Dumnezeu. N-ajunge, iubiții noștri, să facem un pașaport și să știm că îl avem și putem merge oriunde și ne mulțumim cu atâta. Nu! Ne trebuie ca după ce am făcut acest pașaport, ne trebuie ca să încercăm să plecăm, să călătorim și să ajungem acolo unde am dorit atunci când am făcut pașaportul, unde am dorit să ajungem. Noi ne-am făcut pașaportul acesta pentru ceruri și dorim să ajungem acolo și trebuie să călătorim. Chiar dacă este și mai greu, chiar dacă de multe ori se clatină corabia noastră, chiar dacă de multe ori valurile parcă ne izbesc, de multe ori parcă nu știm încotro sau apucăm, avem nădejde vie. Așa cum Petru, când Domnul Iisus era adormit în fundul corabiei, stătea acolo și se odihnea pentru truda care o avea peste zi, pentru predicarea Evangheliei lui Dumnezeu și furtuna au venit. Furtuna aceasta o căutat să prindă momentul când Domnul dormea și nu era în veghere și o încercat să vină și să le facă rău ucenicilor. Și ucenicii alertați au reagat, Învățătorule, nu-ți pasă că noi perim? Nu-ți pasă de lucrul acesta? Și Domnul Iisus s-a ridicat de acolo, din somnul Lui, o mustra valurile, o mustra marea și marea s-a liniștit. Și ucenicii, știind că este Învățătorul, știind că este Domnul, se întreba, oare cine este acesta? Cine este acesta de la scurtă și marea și furtuna? Era Fiul lui Dumnezeu, care are puterea ca să închidă și gura leilor, are puterea ca să dea izvor din stânga, așa cum i-a dat poporul lui Israel, are puterea să facă minuni și semne și pe acolo pe unde trecea el toate lucrurile, toate duhurile cădeau în leșin și fugeau dinaintea lui. De ce? Pentru că Fiul lui Dumnezeu are putere peste ei și într-o zi vor fi judecate de el, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Judecata îi va fi dată lui și va judeca pe toți și pe cei răi și pe cei care au făcut voia celor răi și împreună, iubiții noștri, vor fi judecați de Fiul lui Dumnezeu. Dar noi, dacă avem această nădejde vie și încrederea că Dumnezeu ne va da mântuirea, ceea ce a spus Domnul Iisus în Ioan capitolul 3, cei ce se botează, cei ce primesc botezul în apă, pot să intre, au autorizația, au puterea ca să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Cei născuți din nou pot doar să privească și să vadă Împărăția lui Dumnezeu, ca să tânjească de dor după ea, ca apoi, după ce o va vedea, ca să tânjească de dor și să intre în ea și să rămână acolo. Și aceasta este legământul care îl vedeți. Și omul acesta, Nicodim, din care vorbește în Ioan capitolul 3, spunea, dar cum se poate? Cum se poate face lucrul acesta? Să se nască un om bătrân, să intre din nou în pântecele mamei lui, să se nască, este ceva imposibil, este cu neputință. Și Domnul îi spune, cum tu, învățătorul legii, tu care stai cu cartea în mână și le arăți Tora Israelului, poporului, alesa lui Dumnezeu, tu nu înțelegi lucrurile acestea? Și nu înțelegea. El de sinceritatea lui și de frica celor din jur, o venit noaptea la Domnul și căuta să-L întrebe despre niște lucruri. Ce trebuie să facă? Și Domnul Iisus i-a spus, trebuie să te naști din nou. Trebuie să vă nașteți din nou, iubiți noștri. Dacă nu v-ați născut,
Eu am văzut și cred că ați văzut și dumneavoastră botezați în apă și ne născut. Nu se poate, parcă este ceva imposibil. Dar botezați în apă și ne născuți. Născuți și botezați, iubiții noștri, aceștia umblă, călătoresc, plâng, se roagă, cheamă pe Dumnezeu, sunt prezenți în viața aceasta de fiecare zi și sunt prezenți înaintea lui Dumnezeu. Dar cei care sunt botezați și nenăscuți, iubiții noștri, nu fac decât rău în poporul lui Dumnezeu, decât suferință, necazuri, dureri, probleme. Aceasta se întâmplă cu oamenii care au trecut și ei prin faza aceasta a botezului, dar nașterea o lipsit, iubiții noștri. Nașterea este prima, trebuie să fim născuți din nou, iar apoi, după ce suntem născuți din nou, avem bucuria aceasta să fim și botezați în numele Domnului Iisus, al Tatălui, al Fiului, și putem să avem certitudinea deplină că după lucrarea aceasta, după lupta aceasta, după alergarea aceasta, de unii de mai mulți ani, de alții mai puțin, poate aproape de finalul vieții acestei de pe pământ, dar totuși să aibă bucuria și certitudinea că Dumnezeu îi va duce în Împărăția Lui. Aceasta ne este dorința. Pentru aceasta alergăm, pentru aceasta ne luptăm. De ce ar trebui oare să ne luptăm unii împotriva altora? Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, spunea Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6. Nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, a stăpâniilor, a duhurilor. Și dacă unul luptă împotriva căpeteniilor, a stăpânirilor și altul luptă împotriva lui, ce se întâmplă acolo? Înseamnă că unul este botezat, dar nu este născut, și altul este născut și botezat și vede lucrurile acestea și știe să lupte. Dumnezeu să ne dea lumină, iubiți noștri, privința aceasta, să avem lumina vie și să vedem momentul când trebuie să luptăm și când trebuie să stăm, când trebuie să suferim și când trebuie să răbdăm. Și în momentul acesta Dumnezeu va fi acela care ne va da lumina, ca în continuare să știm ce avem de făcut și să nu cădem de oboseală. Aceasta ne este dorința. Doresc despre ce știm, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze în familiile lor. Făcând pasul acesta în ziua aceasta, Dumnezeu să-i călăuzească în hotărârea lor. Dumnezeu să fie acela care este martori astăzi la mărturisirea pe care o vor depune ei înaintea voastră și înaintea lui Dumnezeu, înaintea îngerilor, și să o păstreze până la sfârșitul vieții. Iubiții noștri, sunt niște hotărâri care trebuie luate pentru totdeauna. Și este greu lucrul acesta. Oamenii iau hotărâri de o clipă, oamenii iau hotărâri de o zi, dar, iubiții noștri, Dumnezeu nu vrea lucrul acesta, ci cei ce se hotărăsc să-și țină hotărârea până la capăt. Și dacă ei astăzi vor hotărâ că vor să slujească pe Dumnezeu până la capăt, Dumnezeu să-i ajute și să ajungă până la capăt. Iar dacă astăzi vor spune că vor să facă în continuare tot ceea ce le va cere Dumnezeu, să poată și să-i ajute Dumnezeu să poată duce hotărârea aceasta până la capăt și să fie bucuria și a părinților și a adunării, a fraților, a surorilor, și să fie o bucurie pentru familia aceasta a lui Iisus și să fie o bucurie pentru toți, pentru că nu vor fi de astăzi înainte, așa cum spun ortodoxi și oamenii edoniași, ci vor fi frații noștri și vom fi împreună moștenitori ai Împărăției lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Astăzi, ei vor să-și încheie acest legământ, vor să încheie acest pașaport și această declarație de dragoste a Domnului Iisus, ca să ajungă acolo și să stea o veșnicie în Împărăția lui Dumnezeu. Și dorim lucrul acesta, ca ei să-i binecuvinteze, Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei, familiilor, pe toți ceilalți, pe fraților și pe toți cei dragi ai lor, ca împreună să moștenim Împărăția lui Dumnezeu la care am fost chemați și Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvinteze și El să rămână în noastră bucurie. Amin. Amin.